În data de 31 mai este anunțat cod galben de vreme rea până la ora 23. Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin descărcări electrice, averse torențiale, grindină, intensificarea ale vântului și posibil vijelii în județul Vâlcea și la munte. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi astăzi izolat și în celelalte regiuni ale județului. În a doua parte a zilei de joi, 1 iunie, local, instabilitatea atmosferică va fi pronunțată. Până la orele 20, în data de 31 mai, în nordul județului Vâlcea și în zonele montane, este anunțat cod portocaliu de vreme rea. Vor fi averse torențiale. Local, cantitățile de apă vor fi de 40-50 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp de până la 1-3 ore. Fenomenele meteorologice prognozate sub avertizări de cod galben și portocaliu sunt vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ceață, fenomene periculoase cu un grad de intensitate mare.